ziua și bine v-am regăsit! Suntem la Vețel, în curtea lui Gabriel Popa. Cine este Gabriel Popa și de ce îl considerăm noi un om de nota 10, veți vedea imediat! Scaune ingenios realizate, suporturi pentru ghivece de flori din crenci de copac, bisericuțe în miniatură și diferite alte obiecte artizanale, toate îmbină armonios culori, forme, motive tradiționale și toate te fac să îți dorești, măcar din curiozitate, să le cunoști autorul. Gabriel Popa, căci despre el este vorba, e un personaj des întâlnit la târgurile meșterilor populari. Lemnul prinde formă în mâinile meșterului din Vețel, care a renunțat la slujbă ca să își urmeze pasiunea, cioplitul în lemn. Care dăinuie de sute de ani, cea a prelucrării lemnului, era pe vremuri cunoscută de fiecare om din satele de munte. Acum sunt puțini cei care mai cunosc acest meșteșug, iar unul dintre ei este Gabriel Popa. Cum ați început să faceți tot felul de obiecte din lemn? Păi, cred că e o pasiune și moștenită, cred că. Tatăl meu lucrează în piatră, în marmură și... El ce face din marmură? Face tot felul de lucruri. A lucrat la Marmura Simerea 30 de ani, da? Și eu am început cu lemnul pentru că mi se părea diferit față de piatră. E un material mai cald, mai ușor, mai maleabil de lucrat. N-am avut tragere spre piatră și lucrez de 5-6 ani. Am mai lucrat și înainte. Omul a fost un autodidact. A învățat singur tot ceea ce știe acum. Iar fiecare obiect făcut este mai bun decât cel dinainte. O să vă arăt că am primele lucrări care le-am făcut, nu le-am aruncat, le-am mai greșit, n-am învățat de la nimeni, eu am învățat singur și din lucrare în lucrare am început să mă perfecționez, ca să pot să zic așa, și uite că am reușit să ajung așa la un nivel mai înalt. Acum nu sunt chiar meseriaș, dar mă descurc. Ce faceți, practic? Ce lucrați? Tot felul de lucrări, de la bisericuțe, fântâni de lemn, care de boi, lucrez și la piese de grădinărit afară, lucrări mari. Când văd un lemn așa, parcă imediat știu ce să fac din el. Tot felul de măsuțe, de suporți, de căni, de flori, de scăunele, absolut orice se lucrează din lemn.
Gabriel Popa își pune imaginația la contribuție și se apucă de lucru, iar munca pentru fiecare obiect începe cu căutarea și aducerea lemnului din pădure. În primul rând procur lemnul, care îl fac gros din pădure sau de pe la numite fabrici din astea de cheresteauă, îl aduc acasă, îl pregătesc, depun altul, altul, nu lucrez cu el așa verde, îl finisez, îl las la uscat și, urmă, începe procesul în sine, dacă pot să zic așa. Din ce lemn lucrați? Lucrez numai cu lemn de esență mai tare, din stejar, fag, nuc, lemn de corn, iar pentru lucrări din astea de sculptură mai folosesc teiu, salca sau plopul, să lucrează mai ușor. În rest, lucrez numai cu lemn de esență mai tare. De ce? În primul rând lucrez cu nucul pentru că e un material foarte frumos, e un lemn frumos, care scoate fibra în evidență. Și pe urmă, dacă observați când o să filmați aici, eu pe lemnul de nuc las și coaja, care contează foarte mult. Deci și ca aspect și e frumoasă. Unele lucrări necesită mai multă muncă și mai ales migală. La ce obiect ați lucrat cel mai mult? Cel mai mult lucrez la carele astea de boi, micuțe care le fac. Da? Durează foarte mult pentru că sunt lucruri mărunte până fac câte o rotiță, până pun pe fiecare rotiță spița, urmă fac fiecare văcuță în parte, cu urechi, cu codiță, cu așa, deci durează foarte mult. Și apreciază lumea munca asta? Să știți că sunt care apreciază. Sunt oameni care apreciază. Mai merg pe târgurile astea pe care merg, așa, sunt oameni care apreciază, cumpără și știu că se lucrează greu și că are valoare lemnul. Ce se caută cel mai mult pe la târguri? Se caută și obiectele astea micuțe care le fac eu, dar în general să știți că cel mai mult se caută scăunelele lucrate de mână, măsuțele lucrate din rădăcină de mână, suporții care fac pentru cănițe și pentru flori. Dar în general să știți că cam tot se caută, bisericuțe sau mănăstiri care le fac și care lucrez foarte greu la ele. Cine cumpără? Cumpără românii sau cumpără străinii sau cumpără... Să știți că am avut și români și am avut și străini, care de altfel se pricep foarte bine la lemn. Să știți, am avut câțiva italieni care le-am vândut, care știau și esența lemnului și tot. Deci nu puteai să-i vrăjești așa oricum. Da. Ce au zis? Au mai văzut așa ceva prin lume? Sau... Au mai văzut, au mai fost pe zona Maramureșului și pe zona Harghitei, dar aici, pe zona asta unde sunt eu, nu, zice că n-au mai avut, n-au mai văzut lucrări. Așa. Ideea cu târgurile i-a venit omului abia de curând. Prima dată să știți că n-am fost înscris nici la domnii de la cultură, acum sunt înscris acolo și știu programul târgurilor, dar am mers așa, am zis hai să mergem să vedem dacă putem să vindem ceva. Bineînțeles că nu erau târguri doar cu profil de lemn sau de așa, erau tot felul de profile. Și așa am început să mergem, iar acum merg pe toate târgurile astea de profil, pe târgul Meșteșugarilor. Azi, mâine o să merg la târgul de la Găina, care în luna asta am înțeles. Și încet, încet văd că se pune la punct și treaba asta cu lucrările astea. Prin alte județe ați fost la târguri? Nu, n-am fost în alte județe, doar în județul Hunedoara. De ce? În primul rând pentru că nu pot să fac atâta marfă, să merg. Eu lucrez singur, durează până fac lucrurile, până le aranjez. Târgurile astea de la o săptămână la alta, nu reușesc să fac într-o săptămână sau două lucruri de care am nevoie și atunci nu pot să fac să merg în alt județ. Ca să meșterești astfel de lucruri, se cere imaginație și multă răbdare.
E multă migăleală la ele. Da, e foarte multă migăleală. Dacă ai răbdare, le faci. Dacă te pierzi repede, nu ai nicio șansă să le faci. Dar trebuie să ai și un gram de talent, că altfel... Talent, da. Dacă nu, talentul mai vine așa, mai pe parcurs, ca să zic așa. N-a fost nimeni care să vină să îl învățați? Nu, n-am avut. Am aici niște vecini care lucrează și ei au început de anul trecut să facă tot felul de lucrări și vin pe la mine și ne mai consultăm unii cu alții așa și fac și ei treabă bună. Cu toate că omul nu mai are un alt loc de muncă și tot timpul și-l dedică prelucrării lemnului, el spune că nu se poate trăi doar din așa ceva. Se poate trăi în ziua de astăzi din așa ceva? Nici gând. Nu se poate trăi din așa ceva. Poate dacă ai avea un atelier cu câțiva elevi sau câțiva meseriași care să lucreze, poate că ai face treaba. Atunci, da, ai putea să mergi pe mai multe târguri, ai putea să faci treaba bună. Dar așa, dacă lucrezi numai unul singur, nu se poate trăi din așa ceva. Doar că e un hobby pe care eu îl fac din plăcere. Așa, niște prețuri cu care mergeți pe la târguri, puteți să-mi ziceți? Să știți că prețurile nu le am mari. Mai vând și în funcție de om, așa, după ochi, ca să zic așa. Fiecare cu mare banul. Negociem. Da, prețurile, să știți că în general nu pornesc sunt mari. Pornesc de la cât? Pornesc de la 20-30 de lei și ajung până la 150-200 de lei. Ce este cu 20 de lei? 20 de lei am toporașele astea mici, am suporții de cănuțe și la prețurile mai mari am bisericile, mănăstirile care le fac, scăunelele cu măsuțele din rădăcină și carele de boi, care lucrez, v-am spus, foarte greu la ele. Și nu doar obiecte de ornament, de dimensiuni mici, ci și piese mai mari de mobilier știe să meșterească omul. Faceți și obiecte din astea mai mari, fântâni? Da, fac și fântâni. Am văzut că aveți și dumneavoastră în curte una. Da, fac fântâni mari, da? Fac balansoare, fac filigori. Am făcut la niște domni care și-au făcut o căbănuță aici și am lucrat. Da, lucrez și așa ceva. Deja vă cunoaște lumea, vă solicită să... Da. Să știți că mă sună cu multă lume care, chiar săptămâna trecută am avut un domn care de la Hațeg, care m-a rugat și m-a solicitat să-i fac în grădină o fântână din asta mare și un balansoar. Da, mai știe lumea așa. Am mai dat și număr de telefon, cărți de vizită și mă mai sună și mai vând și de acasă. Gabriel Popa își pune imaginația la contribuție și uite așa, din mâinile lui ies aceste obiecte minunate. Dar cum vă vin ideile astea? Ce să faceți? Să știți că ideile astea îmi vin cam pe moment, așa, prima dată, cam pe moment mi-au venit așa. Dacă văd un lemn și mă uit un pic, am ochiul format, cam știu imediat ce să fac din ele. În rest, mai din care am avut bisericuțele și mănăstirile, am avut un calendar frumos cu mănăstiri și cu bisericuții de pe zona Moldovei și m-am orientat de acolo, spre ele. N-ați văzut la cineva vreodată obiectele și a zis vreau să-l fac și eu? Nu, n-am văzut la nimeni. Să știți că tot ce am făcut așa din capul meu. Ce am crezut eu că se poate face. De la căsuțe care am avut acoperite cu paie, la tot felul de lucruri care vin așa pe moment și le fac. Omul și-a achiziționat și scule speciale.
Cu ce se lucrează? Cu ce lucrați? Cum e mecanismul de lucru la dumneavoastră? Să știți că lucrez cu, am dălți, am tot felul de scule care lucrez cu ele și mai folosesc din când în când și astea de generație mai nouă, că fălăiere nu prea poți să faci față. Mai am niște freze așa speciale care lucrez, dar în general am dălți, dălțișoare, tot felul de bricege, de așa, cu care lucrez. Cam 80% să știți că lucrez numai cu lucruri care sunt mai vechi și tradiționale. De la tata ce ați învățat? De la tata? Păi de la tata am învățat multe. Se aseamănă vreun pic totuși ce făcea el, ce face el? Nu, cu... să știți că nu. În piatră se lucrează altceva, în piatră se lucrează doar cu dărți, trebuie să știi să lucrezi cu ele. Altcumva, e mai greu un pic, ca să zic așa, că dacă faci o greșeală acolo, nu mai o poți prea repara. La lemn se mai poate repara, dar la piatră nu. Să știți că nu. Cel mai dificil este, pentru Gabriel Popa, să găsească lemnul sau rădăcina potrivită, pentru că omul lucrează foarte mult după forma originală a lemnului. Să știți că, general, găsesc cam prin pădure cam ce am nevoie și lemnul iau la brute, eu acasă îl finisez, îl aduc la forma care am eu nevoie. Și la final vine lăcuit, nu? La final îl lăcuiesc, da, am ceva lacuri pe bază de apă și las unele lucruri și nelăcuite, adică să cer și lucruri care nu sunt lăcuite, așa cum le-a făcut mama natură. În cât timp terminați un obiect de lucru? Păi am obiecte care le termin într-o oră, două și am obiecte care lucrez 2-3 zile pe ele, poate chiar mai mult. Asta ca să nu mai pună la socoteală perioada în care ați adus lemnul, ați separat. Lemnul trebuie pregătit de toamnă, îl aduc de toamnă, pe iarnă stă, se usucă și, pe urmă, când dă căldura și vine primăvara, încep să-l prelucrez așa încet. Iar în fiecare an reînnoiesc stocul de materiale pe care le-am. Și pentru că face lucruri de calitate, omul se laudă că nu a avut nicio reclamație până acum. N-ați avut niciodată reclamații vis-a-vis de ceea ce ați făcut? Nu. Că nu-s făcute cum trebuie? Nu, să știți că nu am reclamații pentru că le lucrez bine. Adică dacă merg pe niște târguri și mergând în fiecare an, da, nu pot să fac un lucru care îl ia omul și ține 10 minute sau o zi și pe urmă la anul să mă întâlnesc cu el și să-mi spună că n-am făcut o treabă bună. Nu, le lucrez foarte bine. Gabriel Popa a renunțat la locul de muncă anterior în favoarea pasiunii pe care o are. Dumneavoastră, de meserie ce sunteți? De meserie sunt electromecanic. Meseria mea de bază, după școală făcută, sunt electromecanic, dar am lucrat 25 de ani, da? Iar acum de 3-4 ani nu mai lucrez. V-a plăcut mai mult treaba asta? Da. Păi bine, aia era o meserie care trebuia să o fac zi de zi. Asta e... și pe asta o fac acum zi de zi, că nu am încotro, dar e o meserie care îmi place. Astăzi ne oprim aici. Ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci, un weekend plăcut!